Eugen Tomac este alături de mine în acest moment. Eugen Tomac, unde s-a greșit, de fapt? Cred că am greșit fundamental în momentul în care am acceptat instituțional să ne decuplăm de Croația. Spațiul Schengen trebuia să se extindă pentru toate statele care îndeplineau criteriile. Ori în momentul în care în Parlament, în Comisie, în Consiliu s-a acceptat această discuție, evident că a fost o greșeală, din punctul meu de vedere, extrem de periculoasă, care ne-a costat. Pentru că, în felul acesta, unele state au putut să se poziționeze foarte ferm, spunând că da, Croația merită, însă România și Bulgaria nu. Și aici cred că a fost o eroare politică pe care am gestionat-o foarte prost, pentru că dacă am fi rămas așa cum inițial s-a discutat, cum au fost mai multe rezoluții în Parlament cu privire la acest subiect, România, Bulgaria, Croația, Croația intrând în 2013 în Uniunea Europeană, iar noi fiind invitați să aderăm la spațiul Schengen încă din 2011. Iată, s-a întâmplat ceva în această chestiune și evident că cei care au decis să ne decuplăm de Croația trebuie să aibă și explicațiile care a fost raționamentul, pentru că eu consider că în momentul în care am acceptat acest lucru, practic am creat prilejul pentru ca țara noastră și evident Bulgaria să fie puse în această situație imposibilă și evident cu costuri foarte mari și politice și nu în ultimul rând cu încălcarea tratatului, pentru că aici e o chestiune foarte clară. Noi când am aderat la Uniunea Europeană am semnat un tratat. Acquis Schengen este parte din tratat, este o anexă a tratatului. Mai mult decât atât, eu cred că am jucat prost pentru că nu am explicat un lucru atât de simplu. Se încalcă două drepturi fundamentale ale Uniunii Europene. Libertatea de circulație a persoanelor și libertatea de circulație a bunurilor. Atât timp cât aceste două drepturi ne sunt încălcate și avem dreptatea în mână să nu luptăm până la capăt pentru ele și să acceptăm cu atât de multă ușurință să fim umiliți, mi s-a părut inacceptabil și evident că la ora actuală concluzii vor putea exista, vor exista premize, vor exista dezbateri, însă există o singură realitate. Croația este în spațiul Schengen, noi nu suntem și perspectiva este destul de îndepărtată, oricât de optimiști ar fi decidenții noștri de acasă. Ce înseamnă perspectiva este îndepărtată? Avem șanse ca 2023, fie chiar și spre final, să ne regăsească în spațiul Schengen, realiști fiind? Nu, sunt extrem de aplicat pe ceea ce observ și mă uit pe documente. Am citit cu multă atenție prioritățile președinției suedeze. Nici vorbă de extinderea spațiului Schengen. Nu își va schimba nimeni de dragul României și Bulgariei prioritățile, pentru că aici ai nevoie de consens, de unanimitate, de dezbateri. Deci agenda este închisă. Evident că Spania poate fi mult mai favorabilă decât alte state reticente. Însă, Spania, la rândul, are o serie de probleme legate de gestionarea spațiului Schengen, pentru că tot nordul Africii dorește să ajungă în Europa prin Spania. Și evident că Spania cel mult va discuta despre consolidarea spațiului Schengen, despre modul cum trebuie întărită protecția la frontierele spațiului Schengen și nici de cum nu se va hazarda să vină în Consiliul Uniunii Europene cu extinderea spațiului Schengen. Iar în 2024 avem alegeri europarlamentare. Niciun guvern și niciun partid din Europa nu va veni cu agenda extindem spațiul Schengen. Evident că toată lumea se va concentra pe protecție, pe combaterea migrației și iarăși ratăm o nouă șansă de a intra în acest spațiu pe care îl merităm și unde avem dreptul să intrăm, unde îndeplinim criteriile. Însă, politic, lucrurile se complică foarte mult și aceasta este evaluarea mea pe care o prezint cu rezerve, cu tristețe, dar în același timp am obligația să văd exact ce se întâmplă la Strasburg și Bruxelles. Într-un minut de descriere, ce ați face dumneavoastră? În secunda aceasta, cred că guvernul are calitatea de reclamant privilegiat și pentru că există un conflict între instituții, pentru că Comisia Europeană spune da, România merită să intre în Schengen. Parlamentul, care este colegiuitor alături de Consiliul Uniunii Europene, spune da, România merită să intre în Schengen. În schimb, Consiliul Uniunii Europene, folosind acest artificiu al vetoului, ne blochează un drept firesc. Și evident că acest conflict între instituții, ce ține de loialitatea instituțiilor față de tratat, trebuie tranșat în instanță. Mers la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Mulțumesc.